executare silită. Această procedură va fi aplicată în cazul contribuabililor care au restanțe la plata impozitului imobiliar mai mari de 1.000 de lei. Potrivit reprezentanților Direcției Municipale de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale, pe 15 august a expirat primul termen de plată pentru bunurile imobiliare, iar nivelul încasărilor este de 72%. Totodată, dacă, pe de o parte, în acest an s-a diminuat cu aproximativ 4.000 numărul total de restanțieri, pe de altă parte s-a majorat cu circa 1.000 numărul contribuabililor cu datorii mai mari de 1.000 de lei. În acest caz ar urma să se aplice executarea silită. Menționăm că numărul total de datornici din capitală la achitarea impozitului pe imobil este de circa 53.000. Recoltarea nucilor de pe copacii plantați de-a lungul drumurilor în apropierea instalațiilor electrice ar putea fi periculoasă, avertizează Red Union Fenosa. Analiza cazurilor anterioare de electrocutare în timpul unor astfel de lucrări arată că persoanele nu țin cont de aflarea lor la distanțe inadmisibile de la conductorii aflați sub tensiune și utilizează diferite țevi sau bare metalice pentru a scutura nucile, ca urmare formându-se riscul apariției unui arc electric. Importanța operațiunii Iași-Chișinău a fost discutată în cadrul unei mese rotunde desfășurate la Chișinău. Evenimentul a întrunit istorici, militari, experți, dar cu un discurs a venit și președintele țării, Igor Dodon. Șeful statului a menționat că ziua de 24 august va rămâne mereu ca ziua eliberării Moldovei de fasciști, cum și cea de 9 mai va rămâne ca ziua victoriei. Mulți spun că 24 august este o zi care dezbină societatea, dar eu vă spun că, dimpotrivă, este o zi care unește toți oamenii de bună credință, a mai menționat Igor Dodon. Președintele țării a mai precizat că mâine le va înmâna Ordinul Republicii acelor veterani care au luat parte nemijlocit la operațiunea Iași-Chișinău din august 44. Joi de dimineață vor fi depuse flori la Complexul Memorial Eternitate, iar seara în Piața Mare Adunări Naționale va avea loc un concert. Viceministrul Apărării Gheorghe Galbura efectuează o vizită oficială în Ucraina la invitația ministrului ucrainean al Apărării Stepan Poltorac. La Kiev, oficialul moldovean va avea o serie de întrevederi și totodată va participa la parada militară organizată la Kiev cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, precum și la alte evenimente desfășurate cu acest prilej. Amintim că pentru prima dată în acest an la parada de la Kiev vor defila și 29 de militari moldoveni. 15.000 de lei este valoarea amenzii pe care a achitat-o statului Valeriu Triboi, fostul viceministru al economiei. Acesta a fost învinuit de abuz de putere prin prejudicierea statului cu peste 2 milioane de lei. El și-a recunoscut vina integral. Pe lângă amendă, Triboi a achitat și suma prejudiciului. Prin decizia instanței, Valeriu Triboi nu va putea deține funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Amintim că, potrivit procurorilor, Triboi, făcând abuz de funcția sa, ar fi achiziționat de la MOL Telecom un imobil de aproape 1 milion de lei. Mai târziu, Triboi a dat imobilul respectiv în chirie pe o perioadă de 10 ani. Țara noastră cere Organizației Națiunilor Unite să examineze chestiunea retragerii complete a militarilor ruși din Transnistria. Republica Moldova solicită ca această problemă să figureze pe ordinea de zi a sesiunii a 72-a a Adunării Generale a ONU, care va avea loc pe 12 septembrie. Amintim că pe 21 iulie, Parlamentul de la Chișinău a adoptat o declarație în care a cerut retragerea trupelor ruse din Republica Moldova. O finanțare în sumă de 20 de milioane de dolari a fost aprobată pentru țara noastră de către Consiliul Directorilor Executiv al Băncii Mondiale. Banii vor fi direcționați spre modernizarea serviciilor guvernamentale în țara noastră, în urma cărora moldovenii vor accesa servicii administrative guvernamentale mai eficiente. Totodată, agențiile guvernamentale și ministerele de resort vor beneficia de asistența tehnică pentru digitizarea serviciilor și pentru conformitatea capacităților instituționale. Dacă în aceste zile vremea a fost una destul de răcoroasă, atunci la sfârșitul săptămânii va reveni căldura. Astfel, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în weekend se vor înregistra maxime de până la 36 de grade. Totodată, până pe 31 august este valabil codul galben vis-a-vis de seceta hidrologică.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Euro a rămas la cotația de 21 de lei. Dolarul american are mai mult cu un ban și costă 17,87 lei. Tot cu un ban s-a apreciat și leul românesc, valorând 4,58 lei. Hrivna ucraineană are același preț de 70 de bani și rubla rusească de 30 de bani.